Bună seara! Astăzi, în ședința Consiliului Politic Național, am supus la vot propunerea ca luni să mergem la Cotroceni cu domnul profesor dr. Alexandru Rafila, propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de prim-ministru. După ce am văzut în situația de urgență imagini cum în biroul primului ministru se fuma și se consuma alcool fără respectarea regulilor, acum domnul Orban ne-a povestit cum în biroul președintelui de la Cotroceni, luând în derâdere voturile românilor, se stabilea primul ministru nu după niște criterii profesioniste și după urgențele pe care le are România, pe bilețele într-un mod total superficial. Toate aceste lucruri se întâmplă când în România există 200 de decese pe zi în urma pandemiei. Venim în fața românilor cu o propunere decentă, reală, valoroasă, recunoscută atât pe plan național cât și pe plan internațional în persoana domnului Rafila. Am văzut și propunerea Partidului Național Liberal și agreată de către președintele Iohannis în persoana domnului Câțu, groparul economiei românești, dar presupun că criteriile care au cântărit cel mai mult au fost acelea de om de partid și de om obedient președintelui. Cred că este cazul ca președintele României să recunoască că a pierdut aceste alegeri. Cred că este cazul ca PNL-ul și USR-ul să recunoască că au pierdut aceste alegeri și să nu transformăm această perioadă într-o ciolaniadă și în niște discuții sterile, să vedem prioritățile românilor și cred că cel mai corect din partea președintelui este ori să accepte un guvern minoritar PSD condus de domnul Alexandru Rafila, ori un guvern de Uniune Națională în care, ca în orice democrație, este corect ca propunerea de prim-ministru să fie din partea partidului care a câștigat alegere, tot aceeași persoană, domnul Alexandru Rafila. Luni suntem primul partid invitat la Cotroceni, am să merg însoțit de colegii mei, nu o să pot fi însoțit de către domnul profesor Rafila, deoarece în continuare este în izolare la domiciliu. Aștept întrebările dumneavoastră. Bună seara! Stați! Vă rog. Domnul Rafila este în izolare, a făcut un test, a și primit rezultatul acesta? Nu, nu l-am, n-am comunicat cu domnia sa astăzi. Să știu dacă... Care este rezultatul testului? Și ce se va întâmpla dacă domnul Rafila va fi confirmat pozitiv la testul COVID? Schimbă asta cumva lucrurile? N-am înțeles întrebarea. Dacă domnul Rafila va fi confirmat pozitiv la testul COVID, schimbă cumva lucrurile? Este propunerea... Nu, sper, eu urez sănătate și sper să gestioneze cât mai bine. Am înțeles că soția este confirmată pozitiv și cel puțin ieri erau toate lucrurile în regulă. Ați transmis sau urmează să transmiteți mai multe scrisori către socialiștii europeni. Exact ce așteptați să obțineți de la acest demers? Nu aștept să obțin nimic, aștept ca toți liderii europeni și toate cancelarele și toți ambasadorii din România, care reprezintă aceste țări europene și nu numai, să știe adevărul și să știe ceea ce se întâmplă în România. După cum bine știți, avem și un raport OSCE care critică în termeni duri implicarea președintelui Iohannis în campania electorală alături de un partid politic. Lucru neacceptat de angajamentele internaționale
luate de către România. În primul rând, este normal să ne cunoaștem colegii din Parlament. Și nu a fost o referire expresă la parlamentarii AUR, a fost referire la toți parlamentarii cu reprezentare în județe, pentru că ei sunt aleși per circumscripții și este normal să aibă proiecte comune, cum și la Buzău. Este normal să existe proiecte comune, transpartinice, proiecte pentru buzoieni. Acesta a fost mesaj. Dacă dumneavoastră l-ați primit altfel, de aceea am ținut să vă specific. Nu am avut nicio întâlnire și nicio discuție cu nimeni din conducerea AUR până în acest moment. Dar intenționați să aveți, după consultările de la Cotroceni, cred, adică acel guvern minoritar, una dintre variantele pe care dumneavoastră le agreați, din acel guvern minoritar ar putea el să fie format cred de PSD și AUR? În aceeași logică pe care v-am expus-o mai devreme, cred că în toate partidele politice există oameni responsabili și oameni care înțeleg prin ceea ce trece România. Și sunt ferm convins că o personalitate ca domnul Rafila va primi voturile necesare pentru a fi investit prim-ministru. Cu domnul Kelemen Hunor ați discutat până în acest moment sau cu un alt lider parlamentar? Am discutat telefonic cu domnul Kelemen Hunor. Discut deoarece sunt președintele Camerei. Și vorbesc cu toți liderii, pentru că asta este în fișa mea a postului. Nu, dacă ați discutat legat de o posibilă guvernare, nu am discutat, nu am negociat și nu am. Eu, în comparație cu Iohannis și cu domnul Orban, care pune prim-ministri pe bilețele, în birou, nu știu cu cine și nu știu ce căuta la Cotroceni, atâta timp cât era prim-ministru, era normal ca președintele instituțional să-l cheme la Cotroceni. Dar când ești liderul unui partid, nu văd normal ca președintele discreționar să invite numai anumiți președinți de partid. Aștept desemnarea de prim-ministru în funcție a domnului Rafila și pe urmă, împreună cu domnul Rafila, contactăm și avem discuții politice în vederea creierii unei majorități. Aceasta este Constituția și spiritul Constituției. Așa se face în orice stat democratic, mai puțin în România. Bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră că funcția pe care astăzi o dețineți dumneavoastră este râvnită de toți președinții celorlalte partide de centru-dreapta. Vedeți rămânând această funcție la Partidul Social Democrat sau pe cine ați vedea președinte al Camerei, după dumneavoastră? Voturile românilor către Partidul Social Democrat trebuie să găsească în reprezentarea parlamentară, legislativă. Încercăm să obținem cea mai bună reprezentare, deoarece am câștigat aceste alegeri. Nu am avut până acum negocieri în acest sens. Și nu cred că asta este prioritatea noastră. Bună seara, Marganițu, Alef News. Domnule președinte, dacă PSD nu face guvernul, ce îi oferă domnului Rafila? Nu am înțeles întrebarea, dacă vreți. Sau îi oferiți și alte funcții? Rămâne simplu parlamentar? Nu, chiar nu înțeleg sensul și îmi cer scuze, chiar îmi permis să nu răspund la întrebarea dumneavoastră. Înțeleg că un criteriu important în desemnarea domnului dacă Rafila dumneavoastră, a fost unul legat de pandemie. Dacă dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că domnul Rafila a venit să fie premier și să primește ceva în comun. Chiar e o jignire față de domnul Rafila, întrebarea dumneavoastră, cu scuzele de ricoare. Înțeleg că un criteriu important în alegerea domnului Rafila ține de pandemie și de gestionarea pandemiei. Ține de ceea ce reprezintă domnul Rafila și în domeniul în care dânsul este specialist. După pandemie, domnul Rafila va mai rămâne premier în condițiile în care ajunge acolo sau PSD intenționează să-l schimbe? Haideți să lăsăm să curgă lucrurile în normalitatea lor constituțională. Domnul Rafila, l-am urmărit la o emisiune televizată cu alți lideri politici și am văzut că a făcut față la toate domenii, inclusiv domeniul economic. Mulțumesc mult!
Și o ultimă întrebare, vă rog frumos. Ce mesaj aveți pentru electoratul vechi de partid, activul vechi de partid, referitor la numirea unui, la alegerea drept propunere pentru premier a unui membru nou în partid? Aveți detalii de când este domnul Rafila membru de partid, mai multe decât mine, sau chiar nu este evident că Partidul Social Democrat s-a schimbat cu adevărat într-o perioadă scurtă de timp, respectiv aproape un an de zile, în ce direcție se îndreaptă Partidul Social Democrat? Eu am văzut că votul colegilor mei a fost în unanimitate. Și nu numai de la președinți, și de la președinți de consilii județene și de la primari municipii reședință de județ. Vi s-a solicitat vreun protocol special pentru participarea la consultările de la Cotroceni, măsuri de siguranță în contextul epidemiei? Nu, am doar o scrisoare din partea președintelui, presupun că pe urmă stafurile dintre partide v-au discuta acest aspect. Nu. Deci nu. Ce am înțeles că nu va mai fi conferință de presă la Cotroceni, o să fie conferință de presă la fiecare sediu de partid. Dar membrii delegației ați stabilit pentru... Cu alte cuvinte, noi avem voie, dumneavoastră nu. Consultările pe membrii delegației pentru consultări ați stabilit? Nu i-am stabilit, mâine o să facem acest lucru. Și de la Cotroceni... Îmi pare foarte rău că domnul Rafila nu poate merge. Nu există nicio solicitare de a avea un test negativ pentru COVID-19 înainte de consultări? Nu, nu s-a solicitat acest lucru, dar presupun că vom avea toate aceste discuții mâine. O analiză pe finanțele partidului după alegerile parlamentare ați făcut? Ați discutat despre acest lucru? Vom avea pe fiecare regiune absolut toate aceste discuții. Săptămâna viitoare vom face pe toate cele 8 regiuni discuții și vom analiza toate scorurile, toate... Astăzi am făcut grosomodul și am luat să vedem dacă câștigul Partidului Social Democrat este unul de fond sau de formă. Și vreau să vă zic că din toate administrațiile, peste 3.000 de administrații, am avut câștig în peste 1.700, deci mai mult decât jumătate. Am făcut o analiză și la municipii. În 68 de municipii a câștigat Partidul Social Democrat. Deci victoria Partidului Social Democrat este una de fond, nu de formă. Este evidentă în toate statisticile. Veți și putea... pe categorii de vârstă. Veți putea solicita autorității electorale permanente acea rambursare a cheltuielilor din campania electorală? Vor exista probleme în această situație? Nu am auzit așa ceva și îmi cer scuze. Conform legii există un mandatar. Nu are nicio legătură mandatarul cu conducerea partidului sau cu finanțele partidului. Nu am auzit că ar fi probleme de rambursare a sumelor. Nu, doar vă întrebam presupun dacă că există sau nu. Referiți poate la cele locale, că cele de la aceste alegeri nu s-au depus încă. Da. Poate aveți mai multe informații. La locale decât au fost probleme? Nu. Dar nu. Dacă, să știm la ce ne referim. Nu am apucat. Adică suntem în temeiul legii. Mulțumesc mult, o seară plăcută!